Majoritatea primarilor recunosc că implementarea proiectelor nu poate fi realizată fără profesionalismul celor din aparatul administrativ din instituția pe care o conduc. Acest lucru îl face și Dan Bobăuțanu, candidat PSD la funcția de edil șef al Hunedoarei și primar în exercițiu al municipiului de pe malurile Cernei. Am repetat-o de câte ori am avut ocazia, un primar nu poate face singur dacă nu are sprijinul Consiliului Local, sub nicio formă. Dacă nu are sprijinul Consiliului Local și mai ales al aparatului administrativ. În primăria Hunedoara, funcționarii publici au înțeles că pot realiza o mică performanță la nivelul administrației locale, au pus umărul la realizarea acestor proiecte exact în ordinea în care a spus dumneavoastră. Le-au scris, au asigurat finanțare, le-au implementat, au finalizat, au recepționat. Exact aceasta este ordinea și nu pot decât să le mulțumesc. Un exemplu de profesionalism în primăria Hunedoara este proiectul Smart City. Dan Bobăuțanu, primarul în exercițiu și candidatul PSD la un nou mandat, spune că acest concept va merge înainte, mai ales că există și o finanțare importantă pentru el, de 30 de milioane de euro. Hunedoara a făcut un pas important către Smart City și acest pas important a fost scos în evidență și la gala asociațiilor municipiilor din România de anul acesta, unde municipiul Hunedoara a fost premiat alături de alte două orașe din țară, tocmai subtitulatura de oraș inteligent. Într-adevăr, am făcut multe lucruri în această direcție și le vom continua, pentru că tot ceea ce înseamnă proiectul de mobilitate urbană, acel mega proiect de 30 de milioane de euro, își propune ca Hunedoara să meargă pe linia Smart City. Pentru alegerile din 27 septembrie, Dan Bobăuțanu, candidat al PSD la funcția de primar al municipiului Hunedoara, se află pe poziția întâi pe buletinele de vot. Pentru alegerea consiliilor locale, din aceeași dată, lista PSD din Hunedoara este tot pe poziția întâi a buletinelor de vot.